Salutare, tare prieteni, și iată-ne la un nou episod din Cariera cu Steaua, unde am foarte multe să vă anunț. Înainte de asta vă invit pe toți să dați un like acestui episod. Haideți să strângem cât mai multe. Da, prima veste este că Stanciu tocmai a plecat, la fel cum s-a întâmplat și în realitate. Dar aici în FIFA la noi a plecat la Sunderland, vedem acolo în dreapta jos, 10.500.000 de dolari, cam cât e și în realitate. Cam asta este cel mai important jucător pe care noi l-am dat. Dar a trebuit să facem asta pentru că jucătorul vrea să plece și a trebuit să le lăsăm, plus că nu prea mai aveam foarte mulți bani pentru că am ceva să vă arăt acum. Probabil ați văzut aici sus, da, Alibek to make FC Steaua debut. Da, Alibek își va face debutul în acest match, tocmai l-am cumpărat pe 5.500.000. They rap about, and I know they know this. I don't wanna be dying on that winter solstice, but I know they gave a clue like they killing hostess. Trapping when we get in, oh, you know we got the most this. Get it when I'm free in there, knowing it, I said again. When the world ends, we'll be rocking out like R.E.M. In all the lava, looking up, motherfucker, hope I don't die like Și mai avem un jucător, Arlauskis, da, bestia din poartă, revine la Steaua. Am mai cumpărat doi fundași tineri, pe Gania de la Viitorul și pe acest Ramos, 21 de ani pentru el, portughez, jucător care ne poate ajuta. Avem o echipă bună, zic eu acum, ne-am întărit destul de mult, mai avem și bani din vânzarea lui Stanciu, dacă nu, nu prea mai aveam, dar nici nu o să mai facem transferul, doar o să vindem. Suntem la 2 puncte de Dinamo, de locul întâi, da? Dar vreau să trec peste acest meci, vreau să... Ia să vedem, am reușit să câștigăm acest meci foarte bine și trecem pe locul 2 în fața A3. Vreau să închei această perioadă de transferuri. Haideți să vedem, să punem ceva jucători noi aici. Cred că îl pun pe Alibek. Iar în locul lui Tudor e alt jucător. Să vedem cine va fi acest Ramos, pentru că e tânăr. Și în locul lui Cojocaru trebuie altcineva. Va fi Țâru, care are 21 de ani. Cam ăștia sunt jucătorii noștri tineri. Alibek are o vârstă, dar vreau să mai crească. Să fie din ce în ce mai bun, să fie cel mai bun atacant român. Iar noi să îl avem în echipă. Camora, da, va fi suspendat pentru cumul de cartonașe. Sper să mai prind ceva ofertă, vreau să mai dau ceva jucători. Ok, avem ofertă din Anglia pentru acest Cicaldău, 18 ani de împrumut. Ok, o să-l dăm, trebuie să crească. Vreau să dau ceva jucători. Dar nu mai vin ofertele, mai avem un meci cu Viitorul. Ok, și vine sfârșitul, iar apoi un meci cu Rapid, bla bla. Haideți să simulăm și acest meci. Iar apoi vom și juca.
Benzar deschide scorul pentru viitorul. Saint Martin egalează 10 minute mai târziu. Benzar a prins și cartonaș galben. Să vedem, intră Kipciu. Rusul 2 la 1 pentru viitorul. Nu e bine, nu e bine. Nu se întâmplă nimic. Dragomir egalează. Ali Beck s-a accidentat și nu e bine asta. Super vedeta noastră. E foarte rău dacă s-a accidentat. Ia să vedem. O, 5 săptămâni. Dumnezeule. 5 săptămâni. Oi, de capul meu. Ia să vedem aici la Steaua. Ce a făcut Steluța în perioada de transferuri. Da, destul de interesant. Haideți să vedem dacă mai primi ceva oferte. Păi cea de accidentarea lui Ali Beck. Sincer, l-am luat acolo să ne ajute, iar el tocmai ce s-a accidentat, păcat, păcat. Primim o ofertă pentru Daniel Popescu. Oh, nu mai bună oferta asta. Va merge la viitorul care l-a dat pe Gania la noi. Au nevoie de un alt fundaș stânga. Ne mai rotunjim și noi acolo bugetul. Nu știu cum naiba ai dat 500.000 de euro pe un asemenea jucător. Astra, se pare că au cumpărat și ei doi jucători, trei, ia uite, a mai apărut unul. Încă 2 ore de transferuri. Nici o ofertă, nimic. Barcelona îl cumpără pe Boateng, PSG pe Royce. Transferuri foarte interesante la sume enorme. Păcat de accidentarea lui Ali Beck. Chiar vreau să joc cu el. Poate în episodul următor. Opa. Haideți să avansăm, o să treacă și săptămânile astea. Ok. Meci cu Rapidul acasă. Haideți să vedem, oare, uitați, o săptămână, 2, 3, 4. O să simulăm aceste două meciuri. Și vedem ce se întâmplă. Băgăm pe Hora. Pentru că vreau să-l vedeți și voi pe Ali Beck, noul nostru transfer de marcă. 2 la 0. Se accidentează mulți jucători în echipa noastră. După acest meci o să vină o perioadă lungă de odihnă pentru noi, așa că probabil va reveni și Ali Beck în scurt timp. Haideți să vedem ce reușim și cu Pandurii. Ne conduc momentan. Ar popa egalează. Ok, au primit cartonaș roșu. Dragomir înscrie din nou. Foarte bine. Oh, viitorul Pandurii egalează din nou. Nu vreau. Oh, ratează și penalti. Multe, multe șanse acolo pentru Pandurii. Chiar cu un om în minus. Incredibil. Da. Și am intrat în play-off, din câte se pare. Ia să vedem cu ce echipe. Astra Giurgiu, Concordia, Botoșan, Dinamo, Steaua și Pandurii. Acesta este play-off-ul. Interesant, play-off, echipe surpriză acolo, Concordia, Botoșani. Nu te aștepta la asemenea echipe, dar avem și pe Dinamo și pe Dinamo, pe Pandurii. Da. Ia să vedem noutăți. Da. Am luat o sumă de bani, ok. Haideți să vedem la accidentări când revine domnul Ali Beck. 2 săptămâni, ok. Haideți să ne uităm pe calendar. Ar mai fi aici o săptămână. Ok, hai că simulăm. Simulăm, vreau să joc cu Ali Beck. Nimic nu mă poate opri din a juca cu Ali Beck.
Cheia a simulat două meciuri cu Concordia și cu Botoșan, 3-0 și 1-1. Ok. Meci cu Farul în semifinală. Și iar la meciul cu Astra probabil va fi aptă jucătorul nostru Alibek. Da, vrea să joace și Sân Martean. Aganovic vrea și el un ultim meci pentru că se va retrage. Da, toți băieții. Uite, ce vroiam cel mai important să văd eu aici. Alibek e pregătit să joace, am văzut eu. Da, a revenit. A revenit starul Alibek. Și îl punem din nou la antrenamente. Punem ceva hard de data asta. Dragomir într-o formă foarte bună și el. Ok. Am simulat foarte mult pentru că am vrut să joc cu Alibek. Dar avem meciuri interesante în continuare în play-off. Suntem pe locul 1, Botoșan pe 2. Ok, și vom juca cu Pandurii, iar după aceea probabil și cu Astra, vom vedea noi. Însă, haide să ne facem echipa, vedem acolo ceva jucători obosiți. William, destul de obosit, dar aici va intra Alibek, care încă nu știu dacă e 100%, vom risca cu el. Pe dreapta va intra ia să vedem. Ia să vedem care e mai bun. Va intra Kipciu. Iar pe stânga va intra Hamroun. Îi băgăm pe amândoi. Iar aici îl băgăm și pe Adrianovici, pentru că vrea și el un ultim meci. Pe dreapta Ramos, iar în poartă Arlauskis. Foarte bine, să-i dăm drumul la meci. Pandurii Târgu Jiu, vedem echipa lor. Am o echipă destul de bună. Am mai jucat cu ei acum câteva zile. Sau acum o săptămână, două. Nistor acolo în spatele vârfului, care era golgheter la începutul sezonului. Foarte șmecher Nistor și pasator și golgheter mai nou. Dar îl vedem pe Alibek, care revine în primul 11 după o accidentare destul de lungă. O lună și o săptămână a stat Alibek. Dar în sfârșit este la noi, este la Steaua. Îl vedem în imagine, o freză foarte interesantă. Nu știu cât de mult seamănă cu al lui. Dar ne așteaptă un meci greu cu Pandurii, care are o echipă bună. O echipă destul de schimbată, transferuri bune. Noi vom vedea cum se mișcă însă. Sunt pe atac acești jucători de la Pandurii. Le place să atace. Aganovic și el a vrut un ultim meci, pentru că se va retrage. I-am făcut și lui pe plac, chiar dacă nu merita probabil. Aveam noi altă soluție acolo. Varela, uite mi-l cum gafează. Nistor trece de Crețu, îi pasează lui Răuță, se aruncă acolo și e gol pentru Pandurii. Arlauskis nici măcar o șansă n-a avut. Crețu, el a greșit și Varela. Cei doi stopări. Vedem aici Crețu, n-a putut să-l blocheze absolut deloc. Ia să vedem. Șut destul de bun, da. Din nou Panduri în atac, șansă de 2-0, dar a fost offside. Stai calm că a fost offside. Gania. A dus de la Viitorul pe 1.100.000 de euro, dacă nu mă înșel. Alibeir se întoarce frumos, are o pasă bună, oare? Săpunaru se apără excelent. Hamroun pentru Sân Martean, frumoasă faza, ia să vedem Dragomir.
Este Aganovic, șut frumos, șut frumos, dar Stanca a fost portar la Steaua, scoate. Sunt Mortean pentru Denis Alibek în fața primului gol la Steaua. Denis Alibek, nu pot să cred, dacă și Denis Alibek ratează, ce atacant să mai aduc, fraților? Trebuie să fie gol ăsta. Mortean, frumoasă faza, Denis Alibek. Bă, dar câte, doamne, câte ratări din nou. A fost genială faza, dar Alibek ăsta parcă nu mai știe să finalizeze. Crețu pentru Denis Alibek. Frumos aici, Denis Alibek. Scoate pentru Muniru. Ce șut, ce șut are Muniru, dar Stanca e overpower. Din nou sunt Martean pentru Muniru de data asta, ia să vedem. Nu poate. Nu vrea mingea asta să intre în poartă, mai nou pentru noi. Nu mai vrea să intre pentru noi mingea în poartă. Ia să vedem Alibek peste poartă, domni, câte cornere, câte ocazii. Alibek pentru Sân Martean, mai departe pentru Ganea, șutul acestuia din nou în blocaj. Și s-am terminat acest meci, la fel cum a început cu noi în atac, dar Ropandurii, care a avut un bulan imens, au dat două șuturi și un gol. Dar nu e bai, trecem și peste asta. Jucătorii mei au potențial. Potențial să câștigăm campionatul, dragi prieteni. Nu știu ce să mai mă fac cu acești jucători, nu vor să mai mă asculte absolut deloc. Ia să vedem, am căzut pe locul 4. Nu e mare distanță, jucăm acum cu Astra și desfințăm acasă. N-avem voie să nu batem astăzi. N-avem voie să nu batem astăzi. Jucăm cu William de Amorim, Alibek, toată trupa luată de la Astra va fi acolo în față. Ia să vedem la mijloc, jucăm cu Akim, care îmi place mult. Dar Romir sunt Mărtean bun, aici îl bat pe Țăru, stânga Ganea, pe dreapta va juca Rafael Feusi. Va juca Feusi, că e mai în formă, Arlauskis. Ok, ia să vedem ce mai pune pe banca de rezerve. Cam atâta momentan, Camora e bun acolo de rezervă. Bun, 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 bun. Cam asta este, să-i dăm drumul la meci. Lega I Orange, play-off-ul României între Steaua și Astra Giurgiu. Probabil cel mai important meci din play-off se dispută astăzi. Astra vine aici cu mulți jucători lipsă, mulți jucători care acum sunt la Steaua. Dar îl vedem și pe Tahar, care a fost la Steaua și acum este la Astra. Ceva schimburi de jucători acolo cum ar veni, dar sper că noi am cumpărat jucătorii mai buni și sunt sigur de asta prin venirea lui William de Amorim și Alibek, jucători foarte, foarte buni. Sper să iasă bine în acest meci, avem nevoie mare de victorie, sper ca jucătorii mei să fie conștienți de asta, chiar dacă Astra are o primă ocazie acum. Un șut interesant. Akim frumos aici pentru Dragomir. Ia să-l vedem pe puștul Dragomir. Dragomir cu dreptul, un pic pe lângă poartă. Chiar dacă el este stângaci, ce a dat cu dreptul acum. Destul de binișor, zic eu. Chiar dacă a fost un pic incomodat, puștul nostru de 16 ani, vă readuc aminte. Poate va face în curând 17, nu știu, nu mai am privit acea chestie, dar cred că are tot 16 momentan. Văd că Astra vine peste noi, așa că o să selectez chestia asta de contraatac. Să-i prinde noi pe contraatac și să vadă ei atunci jucătorii mei să fie pregătiți de un contraatac. Dacă ei tot vor să vină peste noi, Alibek. Pentru William de Amorim. S-a dus mult în bandă William de Amorim. Pasează lui Alibek. Alibek. Tuți Alibek-ul, măti. Dar a fost faultat acolo și e șansă mare pentru echipa noastră. Șansă mare de gol. Prin Sân Mărtean. Asta-l vedem pe Sân Mărtean. Pune mingea. Destul de binișor Sân Mărtean. Un meci de-a dreptul plictisitor, un meci care s-a disputat la mijlocul terenului, dar Aromir încearcă pasa pentru Chipciu. Chipciu, șut din unghi!
Mai ești chiar foarte plictisitor, puține faze de poartă. Asta a fost una din puținele faze. Balaure Astra scapă pe acest final de meci și nu cred că va fi Boldrin. Ocazie foarte mare. Fernando Boldrin. Au știut cum să-l blocheze cei de la Astra pe Alibay, n-am ce zice. Eu știu toate calitățile, dar per total meciul n-a fost foarte spectaculos. Nouă ocazie pentru asta pe acest final. Mai să ne scrie. Chiar nu a fost un meci foarte spectaculos. Vedem acolo șuturile. 3 pentru Astra, 2 pentru noi. Posesia mai bună pentru ei. Ca de obicei în FIFA. Țin ăștia de minge. Da, cam atâta, dragi prieteni, cu acest episod. Meciuri destul de plictisitoare, zic eu. Sper că în episodul următor să fie mai frumoase. Sper că v-a plăcut. Noi ne vedem data viitoare.